Pentru că Bianca la Horoscop ne-a speriat cu banii, a zis că urmează o perioadă delicată. Imediat am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe Adrian Măniuțiu. Este și jurnalist și antreprenor M360RO. Azi vorbim despre bani când începi un business. Bună dimineața! Bună dimineața, da, și să știi că la Bianca mă gândeam și eu acum. Mă întreabă chiar în momentul în care am ajuns, da, ce să faci astăzi? Și spun, uite, astăzi ne concentrăm un pic pe freelancing pentru că urmează un an greu. Joburile sunt sub semnul întrebării și cred că câteva sfaturi antreprenoriale pentru cei care fac pentru prima dată acest pas sunt esențiale, așa, pe scurt și ca să le rămână și bine întipărite în memorie. Și îmi spun extraordinar, păi Uranus e în Taur, n-am uitat, Uranus e în Taur, ceea ce înseamnă că joburile vor fi nesigure în acest an și că trebuie să-ți urmezi calea și chemarea antreprenorială, să-ți faci propriile proiecte. Mi se pare extraordinar, deci o potriveală fantastică. V-ați lipit. Dedic această rubrică cu ajutorul lui Adrian nenumăraților prieteni, mie nu-mi vine să cred că am prieteni de vârsta mea care văd la televizor un băiat care a făcut niște bani într-un business sau se uită la ei pe stradă că lipsește o spălătorie auto și dintr-o dată zic, băi, îmi fac. Dar la primele trei întrebări nu au răspunsuri. De exemplu, cât costă investiția? Sau, în cât timp crezi că amortizezi? Sau, câți angajați o să ai? Nu, rămân cu visul și nu-mi vine să cred că nu avem și restul de educație. Uite, să răspundem inclusiv la aceste trei întrebări astăzi. Cel mai important este, cred, decizia de start. Adică trebuie, la un moment dat, trebuie să te hotărăști să faci acest pas. E ca mersul la sală, adică cu cât o amân mai mult pe lunea următoare, pentru că nu vei fi nici mai inteligent, nici mai bine pregătit, nici mai... Adică amânarea asta constantă nu face decât să te sperie. Și atunci cred că e foarte, foarte, foarte bine de punctat acest lucru. Că e important, pare banal. Ca multe alte lucruri, pare extrem de simplu și pare trivial. Dar culmea, așa trivial cum pare, e cel mai important lucru. Să nu ne mai împingem termenul ăsta în față, pentru că nu există un moment în care o să fim mai pregătiți decât astăzi. Și e foarte important, legat de ideea, toată lumea spune, ok, să facă o spălătorie, mai sunt poate și altele, toată lumea caută ideea asta fantastică. Și atunci eu le spun, inversez practic, și le spun, spune mai degrabă la ce te pricepi, și ce-ți place să faci. Și din pricepere și plăcere trebuie să existe la un moment dat o intersecție. Iar acela este lucrul pe care trebuie să-l faci. Că degeaba te pricepi dacă nu-ți face plăcere sau degeaba îți face plăcere dacă nu te pricepi să-l faci. Și atunci e important să le potrivești pe acestea și să-i dai drumul. Adică treaba asta, și am mai vorbit cu tine despre modă, trend, nu. Hai să nu urmărim mode și trenduri, hai să vedem ce ne face plăcere și ne și pricepem să facem și să-i dăm drumul fără nicio amânare. Deci cred că din punctul meu de vedere ar fi cel mai important. Da? Lumea se mai cramponează, apropo de prietenii cu spălătoria de pe stradă, de planul de afaceri. E o problemă aici pentru că niciodată el nu va fi perfect. Uite, eu scriu la planul meu de afaceri în fiecare zi. E atâta incertitudine încât adăugăm zilnic lucruri. Adică nu cred că tu ai putea să-ți planifici lucrurile, nu știu cum e la tine, dar nu cred că îți poți planifica la restaurant astăzi, mai ales în condițiile de piață pe care le traversăm acum, ce vei face în 3 luni. Adică mi se pare imposibil. Categoric, dar ceva trebuie să schițezi. Nu, absolut, dar ideea e să nu ne cramponăm în acel plan perfect și nu. E ca la CV. Tot timpul ai vrea să ai ceva super drăguț luat de pe net, dar la urmă tot baza contează. Prietenii tăi care vor să facă ceva la ei pe stradă, așteptând tot timpul răspunsurile astea, dar oare câți angajați, dar oare cât o să... Hai să ne aruncăm un pic în apă, hai să învățăm, nu absolut tot, dar să începem să învățăm extrăgând informațiile din piață și din experiența zilnică, să învățăm cum să construim acel business zi de zi. Și fac o paranteză spre disperarea lui Șfichi, probabil, acum, care nu crede că o să ne încadrăm în cele 7-8 minute cu toate punctele. Fiul meu, la un moment dat, era la niște prieteni, se pregătea, apropo de planul de afaceri, să se dea cu bicicleta, pentru că au spus, hai să dăm o tură prin pădure. Eram undeva în afara Bucureștiului, la niște prieteni. Fiul meu s-a pregătit 35 de minute, era ceva mai mic, și-a pus cască, și-a pus genunchierele, după aia și-a schimbat genunchierele, după aia și-a luat altă geacă, după aia și-a pus o protecție la spate, după aia și-a potrivit vreo 3 perechi de ochelari, și-a dat jos ochelarii, și-a schimbat din nou casca. A durat vreo 35 de minute pregătirea, în acest timp ceilalți au plecat cu bicicleta și s-au întors cu bicicleta și când el a zis gata, mergem? Toată lumea era în jurul lui, da, mergem la masă, pentru că tocmai ne-am întors. Și-a învățat lecția și de atunci e primul gata când e vorba de plecat cu bicicleta. E, același lucru se poate face și la planul de afaceri. Dar ce e irea că unii fac bani înaintea ta, mulți, și pe o idee pe care ai avut-o și tu. Deci treaba asta cu pregătirile nu e foarte bună dacă o exagerezi, pentru că exact cum spui tu, pierzi startul. A doua sau a treia scuză ar fi, domnule, n-am bani să pornesc. Cât costă? N-am bani? Păi,
pui banii tăi atât cât-ți ai, te încerci să te restrângi la ceea ce ai, dimensionezi la ceea ce ai, după care sunt cele trei F-uri, friends, family, fools, adică prieteni, familie și acei îndrăzneți, acei nebuni frumoși care cred în ideea voastră și care vă pot împrumuta niște bani. Și la început, da, trebuie să vă restrângeți la ceea ce aveți, dar nu e o scuză. Orice business se poate porni la un nivel mai mic la început. Sigur, e greu de făcut asta în real estate, dar până și în real estate, cred că nu trebuie început cu un bloc de 12 etaje, poți să încep cu o garsonieră pe care o renovezi împreună cu altcineva. Adică sunt trepte și trepte în orice business. Banii nu sunt niciodată o scuză. În schimb, unde ar apărea o scuză este în momentul în care nu mai suntem prezenți, pentru că comunicarea și marketingul astăzi contează și îmi pare foarte rău să o spun, pentru că un pic ne decorticează așa de esență. Da. Dar comunicarea și marketingul contează uneori mai mult decât produsul în sine sau decât serviciul în sine sau decât valoarea voastră a fiecăruia dintre voi. Dacă nu suntem prezenți, dacă nu comunicăm constant, repetitiv, obsesiv de repetitiv și mult, cu câteva idei simple, adică nu trebuie să aveți multe idei, puține, dar repetitive. Ca să creați o percepție și ca să creați prin repetitivitatea asta un grad de încredere, lumea tinde să aleagă produsele pe care le cunoaște. Și uneori, prin această repetiție, vă imprimați în retina celor care vă privesc. De-aia foarte multe reclame care circulă și pe Facebook și în alte locuri, în social media sau în online, sunt repetitive, pentru că veți tinde să alegeți acel produs pentru că îl cunoașteți. Deci e extrem de important. Tu cum stai cu contabilii? Câți ai? Am puțin, dar scumpi. Și buni. Sunt esențiali. Deci cu nu unul dintre ei a trebuit să vorbesc duminică seara la 10:30. Mi-am cerut scuze de 1000 de ori și mă bucur că mi-a zis: Dani, și pentru asta suntem aici. E excelent. E o regulă. Știi că nu e bine să te cerți cu frizerii, mai ales când stai pe scaun și ei te tund. Nu vă certați nici cu contabilii. Motivul principal pentru care... Și nu faceți economii la contabilitate. Faceți economii în alte părți, puneți bani pentru un contabil serios și aveți încredere în el, pentru că, nu știu, un procent covârșitor din business-uri nu trec de primele 12 sau 18 luni, și mă refer acum tot la cei care sunt la început, exact din acest motiv. Cheltuiesc aceiași bani de mai multe ori și rămân fără bani, cash flow, adică fluxul de bani se blochează, rămân într-un ideea fiind bună, business-ul având viitor, oamenii din echipă fiind ceea ce trebuie și iată, este motivul principal. Cred că 70% din business nu trec de anul 2 din acest motiv, așa că mare, mare grijă la contabilitate. Tu cum te-ai cataloga? Mai degrabă pro-risc sau ești un tip care o joacă tot timpul super safe? Conservator. Sau conservator ca tata. Pare rău, n-am putut să iau decât asta. Dar știi că e o chestie bună, mai ales dacă ai deja experiență în business și ai pornit deja de ceva vreme pe un drum și ai ce pierde. La început, în schimb, dragii mei, nu aveți ce pierde. Nu există un moment mai bun să riscați și să faceți acele all-in-uri ca la poker decât la început, pentru că la început practic cazi de pe prima treaptă. E una să cazi de la 20 de centimetri și să-ți dai seama că ideea ta nu stă în picioare, cauți alta, te reinventezi, și e cu totul alta să faci astfel de pași extrem de riscanți după 2 ani, 3 ani, 5 ani. Deci la început riscați și aveți încredere în voi, construiți pe punctele forte. Și aici cred că trebuie să... al șaptelea să faci ultimul, cel legat de stop joc. Te-ai gândit vreodată, nu legat de business-ul tău, dar că e important să-ți fixezi acest stop joc, că unii ajung la un punct și în loc să se reinventeze și să aibă curajul să schimbe macazul, riscă enorm și o țin la anga cu aceeași idee. Se tot duc într-o direcție până pierd și am astfel de prieteni. Și e foarte trist, e păcat să vezi un om extrem de dedicat, foarte talentat și care a muncit, a construit ceva care de la un moment dat încolo nu mai funcționează și care se încăpățânează obsesiv, e o beție a adâncurilor, am numit-o eu, se încăpățânează obsesiv să salveze ceva pentru că ține foarte mult la... Nu puneți prea mult suflet dincolo de un punct într-o afacere, pentru că e mult mai importantă viața voastră decât acea afacere, și pregătiți-vă să vă desprindeți atunci când, exact ca pilotul care trebuie să se catapulteze din carlingă dacă pierde nava. Nu e plăcut și acel punct nu poate fi recunoscut când ești în vâltoarea evenimentelor, el cam trebuie fixat înainte, adică îți scrii tu pe o foiță un bilet pentru tine în viitor și spui: dacă în 6 luni de pierderi nu reușesc nimic, trebuie să mă opresc. O spun eu cel de astăzi, mi-o spun mie celui de peste 6 luni. Pentru că peste 6 luni vei tinde să faci eforturile astea
constant, ci să le mai prelungești cu 6 luni și practic este calea pentru pierzanie. Ce vreau să vă spun este că majoritatea celor care au succes în business au dat-o de gard de 10 de ori și pentru un proiect care funcționează sunt alte 5, 7, 10 care nu au funcționat. Așa că e o chestiune normală, nu vă cramponați, mergeți mai departe că face parte din, într-un an al freelancing-ului, face parte din joc. Ieri vorbeam despre un constructor chinez de mașini care a încercat vreo 30 de ani la rând și după aia abia a reușit. M-am întrebat ce om de pe planeta asta încearcă 30 de ani la rând să facă ceva, să nu iasă foarte bine și apoi să dea lovitura. N-aș avea răbdarea. Mulțumim tare mult! Ne vedem online unde se spun lucruri faine, vă rog să-l urmăriți pe acest domn.